A fost semnat contractul de finanțare pentru construirea metroului din Cluj-Napoca. E cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani, a anunțat ministrul transporturilor Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Banii, aproape 14 miliarde de lei, vor fi folosiți pentru proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a peste 21 de kilometri de linie de metrou, 19 stații și un depou. În 2026 ar urma să fie gata jumătate din acest proiect.